care scria că țineau un pilodon și au stat în intersecție. Cum comentați? Ce reacție aveți? Este cumva în legătură cu prima ședință? Domnul Lucea, deputații să registrieze, vă rog. Domnul Lucea, așteptăm un răspuns. Domnul Lucea, vedeți că poate le dați voi voastră răspuns? Domn Bătrânce, da, vreau să știu dacă socialiștii au numărat deputații noi care au reprezentat dumneavoastră. Nu ne este interesant subiectul. Mi-ați trebuit să vă preocupați cu ce vă face Parlament și cum vom soluționa problemele oamenilor. Dar nu este, nu mai este o problemă dacă deputații noi vor avea cetățenie, din deputații noi socialiști au cetățenie românească, asta nu mai e o problemă pentru PSD. Am răspuns din enumerate ori la această întrebare, dar nu vă interesează răspunsul. Da, ăsta da, să le cereți. Dar din motivul de care nu vă interesează răspunsul, nu am de gând să răspund la 47-lea oară. Nu, da. Răspunsul a fost dat public de zeci de ori. Dar mă rog, dacă vă este interesant acest subiect. Am răspuns deja la acest întrebare. Deci, noi considerăm că primele persoane în țară, demnitarii de rang penal, trebuie să dețină doar o singură cetățenie, cea a Republicii Moldova. Este poziția Partidului Socialist. Nimic nu se poate schimba în acest sens. Și le-ați cerut deja asta noi? Colegii în legislatura precedentă au pornit procedura de renunțare. Da, din legislatura actuală. Că sunt cu siguranță deputați noi care tot au cetățenie. Așteptăm când veți publica lista și vom decide. Mulțumesc. Uzi bun.